Salutare și bine v-am găsit în bucătăria la Lena. Sinceră să fiu, cu greu mi-am făcut curaj să încep să filmez videouri în față. Găseam diverse scuze și motive, că nu am tehnică necesară, că e complicat, că trebuie să mai slăbesc, că trebuie să fac ceva cu accentul meu de moldovean, că da, nu prea am ce să-i fac. Și unele s-au aliniat și s-au rezolvat, altele sunt în curs de, dar până la urmă am spus că sunt cum sunt și contează ce am să vă spun, nu neapărat cum să arăt sau să fiu prea perfecționistă, nu? Așa. Să știți că ăsta va fi speech-ul meu cel mai lung din toate videourile, fiind un speech introductiv. Videourile vor fi scurte, nu vreau să vă încarc cu foarte multe detalii. Până la urmă, oricum, sub video veți găsi întotdeauna lista de ingrediente și cantitățile exacte și link-ul spre rețeta pe site cu toți pașii detaliați, cu poze, cu ingrediente și așa mai departe. Așa că fiți atenți la mine și haideți să ne apucăm de treabă. Am aici un ceai și m-am gândit să gătesc la el un desert. Am ales să fac unul din checurile mele preferate, pe cel cu ciocolată. Vedeți, aici am și scris. Nu, mai jos sunt murăturile, da? Gogonele mele murate le găsiți pe site. Gogonele murate cu verdeață. Iar astăzi, acum gătim un chec cu ciocolată foarte simplu, foarte fain. O să vedeți că are bucățele mici de ciocolată în el și este foarte pufos. Mi se pare că e rețeta cea mai ușor de executat, chiar și pentru gospodinele începătoare, pentru că nu vă trebuie mixer în bucătărie aici. Da, doar un cuptor și formă de chec și ingrediente și o poftă mare, mare de ciocolată. Haideți să vă arăt repede care sunt ingredientele pentru această rețetă. În primul rând avem ingrediente uscate și umede. Logic, cele uscate sunt făina, zahărul, praful de copt, praful de cacao și bicarbonatul de sodiu, plus tableta de ciocolată care nu este topită aici. Ingredientele umede sunt laptele, oul, esență de vanilie și untul topit. Îl topiți din timp într-o cratiță sau pe aragaz sau la microunde, cum vă place vouă. Și acum haideți să vedem cum le combinăm pe toate astea. După cum ați văzut, la ingredientele uscate am avut ciocolata întreagă, netopită. Acum tot ce trebuie să facem este să o tăiem bucățele, nu trebuie să o rupeți bucăți mari, nici să o tăiați bucăți prea mari, niște cubulețe de dimensiune medie, pentru că ele după aceea vor fi în chec, exact așa se vor topi și vor fi ca niște mici picături de ciocolată topită în chec, foarte gustoase și vor da nota aia finală minunată checului. Observați că încerc să fie bucățele nici prea mici, nici prea mari. Și acum haideți să combinăm toate ingredientele uscate într-un bol. Am luat aici un bol, în el punem făina, praful de cacao, zahărul, praful de copt și bicarbonatul de sodiu, care nu este neapărat în rețetă, dar el dă o notă un pic mai pufoasă checului și recomand să-l folosiți. Deci, astea le amestecați ușor așa cu un tel sau cu o lingură, nu are importanță mare. Și bineînțeles, nu uitați de ciocolata, bucățelele de ciocolată fiind și ele aici. Uitați așa. Asta a fost toată povestea cu ingredientele uscate. Nu trebuie să le mai faceți nimic, doar le amestecați puțin și lăsați la o parte. Mai departe, luăm bolul pentru ingrediente umede. Punem în el untul topit, laptele, esența de vanilie și au rămas cele două ouă. Amestecăm cu un tel sau cu o lingură și le adăugați peste cele uscate.
uitați aici. Acum amestecăm bine gutelul. Și de ce vă recomand anume un tel și nu lingura? Dacă nu aveți tel, folosiți un mixer, doar pentru faptul ca să nu facă cocoloașe, atâta tot. Ca să nu vă treziți cu cocoloașe în chec și bucățele de, sau mici chestii de făină, așa, neamestecat. Da? Deci un tel este instrumentul cel mai folosit în orice bucătărie, dar mai ales în a mea. Fac multe chestii cu telul și chiar vi-l recomand să-l aveți, dacă sunteți bucătăreasă începătoare și încă nu știți despre. Da? Asta este compoziția. E așa, ca o ciocolată mai topită, da? Și aluatul nostru de chec este gata. Nu e așa că a fost simplu? Deci ăsta a fost tot aluat. Deci, așternem acum tava de chec cu hârtie de copt. Tava nu trebuie unsă cu nimic și nici hârtia de copt, doar o presat și gata. Aluatul o va presa și el până la final și gata. Asta e tot. Acum trecem acest aluat de chec în tavă. Să știți că el va crește foarte frumos. Aranjați bine așa cu o lingură. Nu este musai neapărat să nivelați foarte atent, dar e bine să fie cât de cât uniform aranjat aluatul în formă. Deci cam asta a fost. Checul este aproape gata, a rămas doar să-l punem la cuptor pentru 40-45 de minute la 200 de grade. Și așteptăm. Deci checul nostru este gata, eu l-am scos din cuptor, uitați ce frumos a crescut, dar totuși eu vă recomand neapărat să verificați dacă este gata și cu o scobitoare. Doar înfingeți scobitoarea în chec, așa, și trebuie să iasă curată, cu mici firicele așa de aluat pe ea, dar nu aluatul lichid. Da, asta este principalul indicator că este gata. Acum vă recomand checul să-l lăsați să se răcească chiar așa în tavă, timp de o oră, după care îl scoateți atent frăgând împreună cu hârtia de copt din tavă și mai lăsați să se răcească încă 2-3 ore, dar măcar o oră, nu știu dacă veți avea răbdare, este prea bun, prea frumos miroase și revenim și noi atunci să-l tăiem și să vedeți cât de fain este. Acum checul nostru s-a răcit și haideți să încercăm împreună să-l tăiem, să vedem ce a ieșit. Eu sunt sigur că a ieșit bine, dar să vedeți și voi. Mai tai o felie. Minunat! Deci, vi-l recomand cu cea mai mare plăcere. Este perfect după mine. Miroase extraordinar. Da. Acum a rămas să mai facem un ceai și să-l degustăm cu toată familia. Mulțumesc frumos pentru vizionare. Asta a fost pentru astăzi. Nu uitați să dați share, like și abonează-te la canal dacă v-a plăcut acest video. Și ne vedem săptămâna viitoare cu o nouă rețetă și un nou video. Vă mulțumesc frumos pentru vizionare și o zi frumoasă!